Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, este cel care îi îndeamnă pe primari să atragă fonduri europene prin PNRR pentru împădurire și perdele forestiere. El a participat la o întâlnire organizată de Garda Forestieră Suceava cu primarii din județ, în care s-a vorbit despre schema de ajutor de stat sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri, vizând creșterea suprafeței acoperite de vegetație forestieră și înființarea perdelelor forestiere de protecție. La nivel național, pentru această măsură, este disponibilă suma de 500 de milioane de euro pentru împădurirea 56.700 de hectare. Banii se vor împărți pe principiul primul venit, primul servit, fără criterii de selecție a dosarelor. La nivelul județului Suceava, situația terenurilor degradate, comunicată de Garda Forestieră, relevă o suprafață de 271,4 hectare, aflate pe raza administrativ-teritorială a municipiului Fălticeni și a comunelor Ilișești, Fântânele, Drăguiești, Moara, Baia, Horodniceni, Vulturești, Bunești și Preutești. Totodată, în doar 5 comune, respectiv Arbore, Bălăceana, Cacica, Ciprian Porumbescu și Drăguiești, au fost constituite perimetre de ameliorare prin împădurirea terenurilor degradate, în suprafață totală de 223,2 hectare. În ceea ce privește înființarea de perdele forestiere de protecție, au fost identificate următoarele amplasamente: DN29 în Salcea și Dumbrăveni, DN17A în Bălcăuți, DN2 tot în Bălcăuți și DN17 în Șcheia și Stroiești. Acestea totalizează 10,4 km și 31,2 hectare. Pentru protecția căilor ferate sunt avute în vedere liniile din Todirești și Siminicea cu 0,8 km și 3,2 hectare. Din păcate, din diverse motive, înființarea perdelelor forestiere pentru protecția căilor de comunicare nu a fost pusă în practică până la acest moment. Actuala schemă de ajutor de stat constituie o bună oportunitate de a spori suprafețele ocupate cu vegetație forestieră în județul Suceava și îmi exprim sprijinul total pentru oricare dintre unitățile administrativ-teritoriale care intenționează să acceseze programul, a declarat prefectul Alexandru Moldovan.